Contrar așteptărilor, anul acesta agențiile de turism spun că nu majorează tarifele odată cu debutul ultimei luni de vară. Dacă până anii trecuți 1 august venea întotdeauna cu majorări de tarife la cazare, mai ales că vorbim de vârful de sezon, anul acesta hotelierii nu mai par tentați să umble la prețuri și nici nu e de mirare. Și asta pentru că gradul de ocupare, mai ales în cursul săptămânii, în stațiuni este de sub 70%, iar în weekend abia acum se ajunge la 90%. Mamaia, de exemplu, este mai mult goală în timpul săptămânii. Hotelierii nici nu și-ar fi permis să crească prețurile în condițiile în care și ei recunosc că este un sezon mai slab față de anii trecuți. Și putem vedea că prețul la o cameră dublă începe de la 196 de lei, iar la 4 stele 414 de lei. Mai mult decât atât, nu există o dată la care toți hotelierii scumpesc. Există o perioadă, într-adevăr. De regulă, perioada de vârf este între 15 între 1 și 15 august, iar această perioadă, fiecare, în această perioadă fiecare majorează când și cu cât vrea. Sigur că pot fi hotelieri care mai umblă la prețurile de recepție, dar acestea sunt cazuri izolate. Cei mai mulți nu își permit să mai facă asta.